Microbuze școlare puține care ar trebui mai degrabă casate decât reparate, cu asta se confruntă școlile din România. În situația în care mulți elevi ar trebui să folosească aceste mijloace de transport ca să ajungă în siguranță acasă. Primăriile nu au bani să cumpere mașini, iar școlile nici atât. În comuna Albota din Argeș sunt 210 copii care fac naveta și doar două microbuze pentru transportul lor. Când apare prima mașină, copiii dau năvală și, pentru că șoferul nu-i poate lua pe toți, unii sunt nevoiți să aștepte a doua cursă. Dați seama că toți vor să ajungă mai repede acasă. Disperați, părinții vin cu mașinile personale să își ia copiii de la școală. Sunt ăștia micuți de grădiniță, clasa 0, care îi sufocă cei mari. Sunt prea înghesuiți. Două microbuze, câte 16 locuri, vă dați seama că sunt 210 copii, trebuie să-i ducă acasă. În comuna vecină Băbana, unul dintre microbuzele școlare, vechi de 11 ani, e plin de rugină. Când plouă afară, plouă pe aici, pe la ușă, prin spate. Să cheltuiesc aproape 1000 de lei, 9000 de lei pe an, numai să-l mențină. Am făcut de 3 ani o cerere la inspectoratul școlar, ni s-a promis. În satul Șona din Brașov întâlnim o situație de-a dreptul revoltătoare. Microbuzul destinat transportului elevilor aparține școlii din localitatea Mândra, iar șoferul îi lasă să urce doar pe cei 6 copii înscriși acolo. Alți 9 care fac cursuri în Făgăraș rămân pe jos, deși mașina trece prin acest oraș. Și microbuzul trece pe lângă voi? Da, într-o zi a venit cu un copil, doar atâta. Un copil? Da, și noi eram ploaie și n-am putut. În Bilciurești, județul Dâmbovița, nu există microbuz școlar. Greu. De ce? Pentru că te doare picioarele. Sunt 15 km, iar școala este la jumătatea localității, dar sunt și copii care nu au posibilitate să vină cu mașină. Județul Dâmbovița a solicitat Ministerului Educației aproape 100 de microbuze. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.